Bine, dăm play piesei. Mihail, Who You Are la Virgin Radio. Pregătiți-vă un pic. Aș vrea să vă transportați fix pe un ponton, pe lacul Târnița, da, lângă Cluj, în sânul naturii. Și să stați liniștiți, respirați, închideți-vă geamurile, chiar dacă se face cald un pic în mașină, și simțiți piesa asta. E Mihail, Who You Are, The Virgin. Eu mă duc să dansez. Mihail. Da, băi. Ce ne scriu lumea? Ce hai să vedem? Dimineața, băieți, bună dimineața, Mihail. Acum ne întâlnim cu banoanele. Da. Asta, eu vorbeam mai devreme cu el despre lucruri pe care le neglijăm la noi. Că nu m-am tuns de 1000 de ani. Da, nu pare a fi nici sportul tău favorit. Și mai era chestia aia cu tenis și că nu mă duc să-mi caut tenis foarte, foarte des. Și acum că i-am găsit pe ăștia. Să-i porți un an. Da, cred că îi port cam un an jumate. Și după aia, nu ți s-a întâmplat și ție? Ba da, Sergiu mă tot ceartă, toată lumea mă ceartă. Băi, ai fost cu papucii ăștia acum un an. Da. Sau acum 2 ani. Ți se rup și mie. Băi, și eu nu-mi dau seama, adică nu mă interesează. Și mergem gen să ne luăm papuci și ia lumea din jur papuci, numai nu eu. Știi? Dar că nu prioritizez chestiile astea. Sunt unii oameni care prioritizează să aibă freza tot timpul făcută. Bogdan mai face chestia asta. Băi, nu sunt. Deci nu sunt ăla cu freza, nu sunt Johnny Bravo, dar mă uit la păr des. Nu, mă uit cu ceva în păr, oricum tu. Uite, mă uit și am în geam aici și am mă uit în reflexe, da, mereu să dau. Da, Bogdan de fiecare dată se împrinde oglindă sau în geam. Da, chiar tu, dai cu ce, ai avut o perioadă în care ți-ai dat cu chestii în păr? Evident. Mami, eram odată în liceu, nici eu, eram în gimnaziu și mi-era dragă de o fată. Și era moda cu gelul ăla de păr. Deci că era, te linse o vacă, știi? Și era ora de franceză și aveam eu senzația că nu-mi stă freză cum trebuie și îmi băgam mâna, aveam în buzunar gelul și îmi băgam degetele în gel și îndrăbdau. Dar tu, dacă îți aranjezi părul, e caz în pericol de a arăta exact ca Superman. Exact ca Superman. Deci mi-l imaginează-ți-l cu... Seama. Păi este fix Superman. Dacă are chestia asta aici. Nu, o facem atât, fii atent. Îți fac o poză drept. Stai că o să caut o poză. Să fac colaj. Stai așa. Aia era, da. Băi, mi-a tot dorit să am și un mai frumos și mai des. Virgin Radio.